Promovarea la scară largă a egalității de șanse, creșterea gradului de cunoaștere privind prevenirea traficului de persoane și a violenței domestice. Au fost temele unei discuții la care au luat parte mai mulți reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Agenției de Ocupare a Forței de Muncă, Poliției și ai Asociației pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare și Educație. Aceasta din urmă derulează în Giurgiu, Ilfov și în Capitală un proiect susținut din bani europeni. Este o activitate din cadrul proiectului Succesul la Feminin, care vizează combaterea traficului și violența în familie. Am ales Giurgiu deoarece se află într-una dintre zone de implementare a proiectului, proiectul fiind implementat în zona București-Ilfov și Sud-Muntenia. La seminarul de joi au fost prezente și două persoane care au scăpat din ghearele traficanților de droguri și care au vorbit despre drama lor. Și pentru că de cele mai multe ori tinerii și copiii sunt cei care ajung victime ale violenței domestice și chiar victime în rândul traficanților de carne vie, reprezentanții ONG-ului și ceilalți participanți au încercat să identifice zonele de risc și școlile în care ar putea fi derulată campania la nivelul județului. Vrem să identificăm care sunt zonele de risc pentru derularea campaniei în sine, care presupune întâlniri în mediul școlar. Obiectivul final fiind conștientizarea fenomenului de trafic și de persoane și de violență în familie, violență domestică, astfel încât persoanele cu grad mare de vulnerabilitate să conștientizeze parte din acest fenomen, pentru că nu ne gândim că vom reuși în totalitate să inoculăm această problematică. Obiectivul general al proiectului a fost acela de a dezvolta abilități și calificări la nivelul femeilor din regiunile Sud-Muntenia și București-Ilfov pentru a crește șansele acestora de reintegrare pe piața muncii sau de conversie profesională. Bineînțeles că acest proiect a avut și obiective specifice, acela de a dezvolta competențe și abilități de calificare pentru un număr de 518 femei. Acestea au fost calificate în meseriile de lucrători în alimentație și coafeză și 182 de femei au participat la cursuri de creștere a competențelor TIC.